Și ne-am trezit deci într-o lună, o lună și un pic, că aveam site-ul gata. Site-ul de obicei înseamnă framework, da? Adică front-end, back-end, design, totul e gata și noi, responsabilitatea mea a fost să-l umplu. Deci ei mi-au făcut casa, între ghilimele, încet, încet. Iar eu a trebuit să o umplu, eu, Monica. Uh-huh. Am angajat trei oameni care veneau din industrie, respectiv cine, Alina, lucrase inclusiv, lucrase la Elvina, 12 ani, fusese distribuitor, fusese în China, în India, târguri, făcuse asta, deci făcuse numai achiziții. Ana lucrase în zona de vânzări și făcuse și niște achiziții, dar era, venea din grup, din grupul Neogen, era tot un om de proces. Respectiv, știa să se ducă, să negocieze un contract, să obțină ceva, un obiectiv. Și cealaltă, Ana, că erau două ani de la început, lucrase la bambu, la bonsai, tot în zona de achiziții, tot cu târg. Deci, efectiv, am găsit trei oameni pe care, incredibil, i-am convins să plece din niște locuri cât de cât calde și să vină la Gara Progresului, a doua pe stânga, ca să lucreze la un proiect nou.